Doamnelor, domnilor, bun găsit la Prime Time. Pentru început, vă invit să urmărim împreună principalele titluri ale ediției. Spectacol și folclor la Alba Iulia de zilele școlii de artă și meșteșuguri. Evaziune de 1,8 milioane de euro. Principalii suspecți au fost aduși astăzi la sediul DIICOT din Alba Iulia. Atenție la schimbările bruște de temperatură. Odată cu răcirea vremii vin și răcerile și gripa. Și trupa Vanga a făcut atmosferă sâmbătă seara în orașul nostru. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Alba Iulia, împreună cu ofițerii de poliție judiciar din cadrul BCCO Alba Iulia, au procedat la destructurarea unui grup infracțional constituit din 11 persoane, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și de lapidare. Prejudiciul cauzat în urma evaziunii fiscale se ridică la aproximativ 1,8 milioane de euro. Principalii suspecți au fost aduși astăzi în jurul orei 13 la sediul DIICOT din Alba Iulia. Membrii grupării au obținut beneficii financiare substanțiale din efectuarea de operațiuni comerciale cu produse laminate și fier vechi și sustragerea societăților pe care le administrează de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, în special TVA. Au fost efectuate 10 percheziții la locuințele suspecților și la sediile societăților comerciale deținute de către aceștia, persoanele suspecte fiind conduse la sediul DIICOT pentru cercetări. Oamenii legii doresc să găsească toate persoanele implicate în această infracțiune. Suspecții au reușit să producă bani frumoși în urma fraudei de tip carusel, introducând în buzunarele proprii numai puțin de 1,8 milioane de euro. După o lună de zile în care toamna părea să nu mai vină, iată de astăzi vremea s-a răcit simțitor în toată țara. Semn că toamna și-a intrat în drepturi, iar de acum încolo, odată cu temperaturile scăzute, apar și răcerile și gripa. Cei mai afectați de aceste schimbări climaterice sunt copiii și persoanele în vârstă. Însă, cea mai bună metodă pentru a scăpa de aceste griji este imunizarea organismului făcută din timp. S-a răcit vremea, nasul începe să curgă, vă doare gâtul și tușiți? Acestea sunt primele simptome de răceală și gripă, așa că nu mai stați pe gânduri. Încercați să vă imunizați corpul din timp, iar acest lucru se poate face fie pe cale naturală, din alimentație, fie prin suplimente alimentare, cum sunt vitaminele și mineralele, și nu în ultimul rând, prin vaccinare. Cea mai bună metodă pentru a crește imunitatea organismului rămâne întotdeauna cea naturală. În această perioadă este bine să consumăm fructele care ne aduc vitaminele și mineralele de care avem nevoie. În această categorie intră portocalele, lămâile, grapefruitul, afinele, dar și autohtonele mere, care au un conținut foarte ridicat de vitamina C, astfel combat răceala și gripa. Pe lângă un dozaj corect de vitamine și minerale, suplimentele naturale din plante sunt de asemenea benefice pentru stimularea imunității organismului. Spirulina, vitamina A, beta-carotenul, echinacea, extractul de cătină sunt doar câteva dintre suplimentele naturale ce vă pot ajuta în lupta împotriva gripei și a răcelii. În cazul în care aveți un sistem imunitar deja afectat de alte boli, este bine să se apeleze și la un ajutor suplimentar reprezentat de vaccinul antigripal. Vaccinarea antigripală se efectuează de obicei cam în luna noiembrie ca să poată să acopere o perioadă cât mai mult de mai lungă de timp pe perioada sezonului rece. Și încă nu s-a început vaccinarea, nici cea recomandată pentru persoanele la risc de către Ministerul Sănătății. S-a efectuat însă catagrafia acestor persoane de către medicii de familie. Cele trei metode de întărire a sistemului imunitar făcute la timp și bine dozate vă pot garanta o toamnă și o iarnă liniștită, asta la capitolul sănătate. Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a demarat o campanie. Despre ce este vorba aflăm în minutele următoare de la invitatul nostru, domnul Calman Jolt, inspector de muncă la ITM Alba. Bine ați venit! Bine v-am găsit, bună seara, inspector șef adjunct. Inspector șef adjunct, așa. Bine ați revenit alături de noi. Să vedem despre ce campanie este vorba. Este vorba despre o campanie de identificare a societăților comerciale care desfășoară activitate de plasare a forței de muncă în străinătate și cu această ocazie, în primul rând, se dorește identificarea cazurilor în care aceste societăți nu respectă prevederile legale în materie. În al doilea rând, se dorește conștientizarea agenților economici, precum și a
persoanelor beneficiare de plasarea forței de muncă, în ceea ce privește consecințele negative ale nerespectării legislației în vigoare. Și în al treilea rând se dorește diminuarea consecințelor economice negative care derivă din nerespectarea acestei legislații. Au fost cazuri nefericite, motiv pentru care s-a și ales demararea unei astfel de campanii? În județul Alba este destul de mic numărul acestor agenți, dar pe țară numărul lor este aproape de 2000 și pe nivel de țară au fost cazuri. Pe au județul fost Alba multe mai cazuri. Puțin. Cum se va desfășura această campanie și în ce interval de timp? Campania se desfășoară în intervalul 4 octombrie-2 noiembrie. În primul rând se face o sistematizare a situației, stabilim strategia în care vom acționa, stabilim dacă este cazul colaborarea cu alte instituții, iar după aceea efectuăm controlele la sediul acestor agenți, iar în a treia etapă urmează să facem concluziile acestor controle. Așadar, aproape o lună de zile, atât durează această campanie care a început deja. Se vor face cunoscuți cu siguranță în această perioadă agenții, îi veți depista pe fiecare în parte și veți face și urmăririle necesare. Sperăm să nu se lase cu sancțiuni și să Sperăm fie în regulă la nivelul județului Alba, deși spuneți că până acum nu au fost probleme. Problema care este și pe care și doresc să o semnalez este faptul că agenții de plasare a forței de muncă în sensul legii 156 din 2000 sunt cei care au ca activitate în certificatul de matriculare la Registrul Comerțului activitatea de plasare a forței de muncă și îndeplinesc și celelalte cerințe ale legii 56, dar din păcate sunt foarte multe persoane fizice sau juridice care desfășoară activități de plasare a forței de muncă în mod nelegal, adică eludând aceste prevederi legale. Nu credeți că odată cu anunțarea acestei campanii se vor încerca să, nu știu, să se mușamalizeze tot felul de acțiuni și de lucruri? Nu are ce să se mușamalizeze. Noi sperăm ca cetățenii care au avut probleme de acest gen să facă sesizări la ITM Alba în această perioadă și nu numai, pentru a putea identifica aceste societăți. Cu siguranță, dacă au avut probleme, pot face sesizări și dacă toți ați amintit de această perioadă și de sesizări, v-aș întreba în această perioadă în care suntem, dacă vin sesizări din partea locuitorii județului Alba și ce fel de sesizări vin? Pentru ce se plâng oamenii? Sesizări avem în tot cursul anului în ceea ce privește plasarea forței de muncă. În principal, acestea vizează faptul că plătesc acea sumă care este tariful de mediere și după luni de zile tot așteaptă și nu primesc niciun răspuns de la agenții de plasare a forței de muncă. Și în principal doresc să-și recupereze acea sumă de bani. Drepturi are angajatorul, drepturi are și angajatul. De cele mai multe ori, la nivelul județului Alba vorbim, nu la nivel național, care drepturi sunt cel mai des încălcate? Ale angajatului sau ale angajatorului? Aici nu este vorba de angajare. Agentul de plasare a forței de muncă este doar un mediator între angajator și beneficiar, respectiv viitorul angajat. Aceștia trebuie să respecte anumite prevederi legale, în sensul că trebuie să, în primul rând, să aibă, așa cum v-am zis, activitatea de plasare a forței de muncă, trebuie să dispună de un sediu utilat și cu angajați cu vechime în acest domeniu pentru a putea să-și desfășoare în condiții optime această activitate.
trebuie să aibă o bază de date cu ofertele de angajare din străinătate, precum și cu oferte de la persoane care doresc să se angajeze în străinătate. Pe baza acestor documente, acești agenți se înregistrează la noi, la ITM Alba, și noi le ținem evidența. Sunt publicați pe site-ul instituției noastre, pot fi verificați oricând de către orice persoană doritoare să se angajeze în străinătate, iar în cazul în care se dorește să furnizăm informații suplimentare, rugăm pe oricine să se adreseze nouă. Așadar, dacă dorim să ne angajăm în străinătate și nu suntem foarte siguri că oferta care ne vine în față este una veridică, cel mai bine ar fi să controlăm presupusul angajator sau intermediarul pe site-ul. Cel mai util ar fi să se verifice pe site-ul nostru dacă apare în listă și, în al doilea rând, să se ceară informații suplimentare de la noi. Să se ceară informații suplimentare, cu siguranță cineva o să le răspundă solicitărilor fiecărui cetățean care va dori și așa scapă și de alte griji și de alte complicații care pot veni, pentru că mai ales poate în această perioadă când oamenii își găsesc mult mai greu un loc de muncă, sunt tot felul de oameni, de falși angajatori. M-am întâlnit, de exemplu, societate de plasare a forței de muncă care din alt județ, care avea deschis doar un cont la bancă. Nu avea niciun sediu, persoanele plăteau sumele de bani în acel cont din bancă. După aceea, după câteva luni, evident că și-au dat seama că nu a fost o societate serioasă. Sunt foarte multe astfel de anunțuri și pe internet, anunțuri fantome, cum se spun în mod mai uzual. Ce pățește o astfel de persoană care se autonumește a fi un angajat sau un intermediar pentru angajare în străinătate? Ce sancțiuni poate... Din punctul nostru de vedere, riscă sancțiunea în cazul în care nu îndeplinește prevederile legii 156. Riscă sancțiunea de la 5.000 la 10.000 de lei, iar în cazul în care fapta săvârșită de aceasta trece în sfera infracțiunii, vom sesiza organele de urmărire penală. Și vor lua deciziile corecte cu siguranță de acolo înainte. Cei care plătesc anumite sume de bani și sunt înșelați, își mai pot recupera bani într-un fel sau altul? Sau e aproape doar prin instanță? Da. Mai bine să nu se ajungă acolo, pentru că știm cum durează la noi în țară procesele. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență și sper să ne întâlnim la sfârșitul campaniei pe care o desfășurați în această perioadă, să tragem linie și să adunăm concluziile. Bine. Mulțumim frumos, noi continuăm acum știrile. Asociația SM Speromax Alba Iulia a împlinit 5 ani de activitate. Misiunea acestei organizații a fost și este în continuare creșterea calității vieții în rândul persoanelor afectate de scleroză multiplă. La sărbătorirea celor 5 ani de activitate a organizației s-a făcut un bilanț al misiunilor îndeplinite și s-au adus mulțumiri tuturor celor care au fost alături de asociație, respectiv de cei bolnavi. Festivitatea a început în jurul orei 11:30. Președintele Dragoș Zaharia nu și-a arătat emoțiile și a vorbit deschis și fără ezitare față de persoanele care au dorit să ia parte la eveniment. În asociația Speromax se regăsesc 73 de membri bolnavi de scleroză din județul Alba, dar Dragoș Zaharia speră ca acest număr să scadă în următorii ani. 5 ani de zile am crescut odată cu boala asta și noi, toți pacienții de scleroză multiplă. Asociația noastră a plecat așa ca și un grup de suport pentru pacienții cu scleroză multiplă din județul Alba. Sincer, cu siguranță puteam să facem mult mai multe în ăștia 5 ani de zile, dar resursele financiare, posibilitățile noastre fizice au fost uneori limitative, dar cu toate astea ne bucurăm acum, avem o asociație unde avem 100 și ceva de membri, avem și pacienți și membri de familie aparținători, dar și specialiști. Un colaj de poze făcut din activitățile prestate de-a lungul timpului, începând cu înființarea asociației Speromax, a atras privirile publicului.
În final, Dragoș Zaharia a ținut să mulțumească oamenilor care au fost alături de organizația pe care o conduce de 5 ani de zile. Pacienții care suferă de scleroză multiplă au parte de un tratament special, începând cu anul 2007, când câțiva pacienți au decis să înființeze această organizație. Principalul obiectiv al asociației Speromax este să prevină discriminarea și egalizarea șanselor bolnavilor cu scleroză multiplă. Astăzi, în cursul amiezii, a avut loc o ședință de dezbatere publică la Teatrul Prichindel din Alba Iulia, organizată de Consiliul Județean Alba. Pe ordinea de zi au fost aduse în discuție noul portal de informare privind rutele Serviciului de Transport Public, precum și aprobarea proiectului care va reglementa transportul public de persoane din 2013. Ședința a început protocolar cu un cuvânt de deschidere adresat de reprezentanții Consiliului Județean Dan Popescu, Alin Cucui și Sorin Bumb. Aceștia au încurajat participanții la discuții pe probleme actuale, colaborare și participare activă. De aceea vă rog să discutați deschis și să vă spuneți toate problemele pe care le aveți. Transportatorilor nu pot decât să le transmit, să ține cont de administrațiile locale, pentru că transportul se face pentru oamenii județului și noi, ca și Consiliul Județean, încercăm să rezolvăm nevoile oamenilor din acest județ. Vă rog și eu să fiți foarte activi, să ridicați problemele pe care le considerați că este nevoie să le ridicați astăzi. Colegii mei din Direcția Tehnică, domnul Dan Popescu și ceilalți colegi, vă vor sta la dispoziție pentru a lămuri toate aspectele și pentru ca într-un final, împreună, administrația județeană, administrația locală reprezentată de primari și firmele de transport, să asigurăm un județul Alba, un transport public județean, așa cum merită acest județ. Consilierul Alexandrina Grindean și reprezentantul unei firme de web design din Sibiu au prezentat portalul de informare transportalba.ro. Portalul oferă informații referitoare la programul orar, stații, precum și atenționări cu privire la siguranța și incidentele din trafic în timp util. Ca urmare, aceste informații pe care le vom furniza prin intermediul site-ului implică, vor fi importante atât pentru publicul implicat și interesat de domeniul transporturilor și de aceea deci acestea au condus la demararea acestui proiect. Alege să fii informat când pornești la drum, www.transportalba.ro. Am reușit să, împreună cu echipa de la Consiliul Județean, să transpunem în două părți, în două direcții. Practic, se face referire la cele două segmente de utilizatori ale portalului, și anume transportatorii și pasagerii. Să punem în față toate informațiile care sunt importante pentru ei. Ora de plecare, ora de sosire, care este traseul despre care e vorba pentru autogara din Abrut, de exemplu. Zilele în care circulă, iar pe acel traseu se poate vedea exact care sunt stațiile prin care va trece autobuzul sau... Fiecare stație va cuprinde ora la care va ajunge mijlocul de transport și kilometru. Inclusiv vor fi prinse chiar și obiectivele turistice. Da, și obiectivele turistice. A urmat apoi dezbaterea publică propriu-zisă. S-au citit calendarul de transport public, grupele de trasee, precum și propunerile în legătură cu acestea venite din partea primăriilor și cetățenilor. La sesiunea de întrebări s-a ridicat, printre altele, și temeiul legal al actualei ședințe de dezbatere, problemă însă la care s-a oferit un răspuns evaziv de către reprezentanții Consiliului Județean, nefiind pe ordinea de zi. Care este temeiul legal prin care organizați în momentul de față noul program 2013-2018, în condițiile date că există pe rolul instanțelor de judecată o acțiune prin care se constată, deci se solicită constatarea ilegalității programului 2008-2012. Tot la fel de bine pot să vă precizez că privește, după cum știți, hotărârile care au stat la baza vechiului program de transport și nu cel actual. Dacă deviem discuția spre vechiul program de transport, ajungem în 2008, când a început litigiul. Avem în discuție, cu respect, programul de transport 2013-2018. Da. Dacă doriți, vă spun baza legală la care noi apelăm și facem acest program. Chiar dacă unii transportatori au fost nemulțumiți de anumite probleme pe care le întâmpină, reprezentanții Consiliului Județean i-au asigurat de sprijinul lor în rezolvarea acestora.
Alba TV te trimite în Munții Apuseni în acest weekend la pensiunea Filonul de Aur din Abrud. Urmărește emisiunea Prime Time, ascultă întrebarea concursului și sună la numărul de telefon 0371 020 000 sau intră pe www.știrilealbatv.ro pentru a câștiga o mini-vacanță de două persoane în Munții Apuseni la pensiunea Filonul de Aur din Abrud. Așadar, dăm startul unui nou concurs. Alba TV te trimite în Apuseni. Weekendul acesta puteți câștiga o mini-vacanță de două persoane la pensiunea Filonul de Aur din Abrud. E foarte simplu, trebuie să ne răspundeți la întrebarea zilei ca în fiecare săptămână, fie sunând la 0371020000, fie intrând pe site-ul nostru www.știrilealbatv.ro. Întrebarea zilei e foarte importantă, așa că fiți foarte atenți la ea. Unde este amplasată pensiunea Filonul de Aur? Dacă ne răspundeți corect, joi, în emisiunea Prime Time, puteți fi fericitul câștigător. Mult succes vă dorim! Luăm acum o scurtă pauză și revenim imediat cu cele mai importante știri. Doamnelor, domnilor, am revenit în Prime Time. Continuăm știrile. Centrul Cultural Augustin Ben a organizat vinerea trecută la Alba Mall Zilele Școlii de Artă și Meșteșuguri. Cei care au avut plăcerea să ia parte la eveniment au putut admira expozițiile amenajate, dansurile și momentele folclorice. Școala de Arte și Meșteșuguri a Centrului de Cultură Augustin Ben a pregătit vinerea trecută la Alba Mall spectacole și multe surprize cu ocazia deschiderii anului școlar. La eveniment au luat parte invitați speciali precum Leontina Fărca și Mugurii de Tezaur, acompaniați de ansamblu folcloric al județului Alba. Nici elevii Școlii de Arte și Meșteșuguri nu s-au lăsat mai prejos. Au urcat pe scenă și au încercat să-și impresioneze invitații cum au știut ei mai bine. Astăzi dedicăm această manifestare culturală în mod special noilor noștri cursanți, dar și părinților și, bineînțeles, publicului spectator iubitor de artă. Vom începe acest spectacol cu prezentare de expoziții de obiecte meșteșugărești realizate de cursanții claselor externe ale școlii de meșteșuguri, apoi expoziții de artă plastică și fotografie, însoțite de un frumos program artistic. Organizatorii au pregătit și expoziții de fotografie, design ambiental și artă meșteșugărească, precum și muzică de fanfară, muzică ușoară și instrumentală, dansuri populare și momente de folclor. Mai mulți directori de teatre pentru copii și tineret din țară s-au reunit sâmbătă la Alba Iulia pentru a discuta noile metode de lucru și creație în acest segment. Simpozionul s-a înscris în programul Festivalului Internațional de Teatru Povești. Metodele noi în teatrul pentru copii și adolescenți reprezintă un subiect delicat, având în vedere și tendințele tehnologiei moderne. Păpușile și marionetele însă au nevoie de mâini pricepute pentru a prinde viață, iar schimbul de generații și reorganizările la nivelul teatrelor încetinesc arta. Primul contact cu teatru pe care îl are un copil este cu teatrul de păpuși. El trebuie să fie un contact de calitate. Aceasta este o luptă pe care o ducem în continuare cu cei care prezintă spectacole foarte neglijente și lipsite de, având ca singur scop a câștiga niște bani. 15 directori și reprezentanții ai teatrelor pentru copii și tineret s-au reunit pentru a discuta problemele cu care se confruntă la nivel local și pentru a găsi soluții de promovare a acestei arte. Tot vorbim de teatru de păpuși. S-a numit teatru de păpuși până când eu am preluat conducerea, respectiv acum 2 ani și jumătate. L-am redenumit, am făcut o evaluare în momentul în care am ajuns acolo, nu exista niciun spectacol de păpușă, exclusiv de păpușă. Una dintre propunerile cu care au venit participanții la simpozion a fost organizarea de workshop-uri pentru tinerii artiști aflați la început de drum. Vă rog să vă gândiți din când în când și la frații dumneavoastră mai tineri, care noi dorim de acum încolo să ne axăm și domnul director și Vulcu insistă să facem spectacole cu păpuși, să reînviem tradiția teatrului din Oradea.
da. Eu sunt pentru. Da, și noi suntem pentru, doar că avem un mic handicap cu toți acești ani în care nu am mai pus mâna pe păpuși. Și sper să ne susținem reciproc și să ne ajutați în ideea în care, dacă există undeva workshop-uri, e vorba de 2, 3, 4 noiembrie, este inaugurarea sediului nou al Teatrului Ariel de Târgu Mureș, prilej cu care doresc ca toți directorii secretarii literari din Teatrele din țară să fie prezenți. Astfel de întâlniri sunt frecvente în cadrul festivalurilor de teatru și conduc de multe ori la crearea unor strânse legături între aceste instituții de artă și chiar la nașterea unor noi festivaluri. Un moment important al festivalului de teatru au fost atelierele de creație din spațiile de pe traseul nordic al cetății. Spectacolul prezentării, rodul muncii coordonatorilor și al echipelor de pe parcursul săptămânii, a lăsat o impresie plăcută publicului spectator. În deschiderea prezentării, păpușarii veseli au încântat audiența cu un număr frumos în care și-au demonstrat abilitățile individuale de mânuire a marionetelor în aplauzele celor prezenți. La final, fiecare dintre ei a primit în semn de reală apreciere câte o diplomă și felicitările coordonatorilor. A fost foarte frumos, ne-am jucat, am învățat să mânuim păpuși. Ok, ce ai mânuit tu practic? Dansătoare. Dansătoare. Ok, o să mai vii și la anul dacă se organizează? Da. Superb, a fost cea mai bună din toate edițiile. Ok, și pentru prima dată aici? Nu, am mai fost la vreo 4, cam așa. Ok, și ce ai făcut practic? Am mânuit o dansătoare și o cioară. Coordonatorii echipei Nuții și Sorin au fost încântați de timpul petrecut cu elevii lor și mai ales de talentul de care au dat dovadă aceștia, fiindcă mânuirea marionetelor nu este o artă tocmai ușoară. Pentru mine, ținta acestui atelier a fost să lăsăm copiilor o amintire bună despre ceea ce înseamnă marioneta. Nu am vrut să... Tot ce am creat, am creat jucându-ne și împreună cu ei. Da, marioneta este foarte complicată și am fost atât de plăcuți impresionați de talentul pe care l-au, de timpul a fost scurt. Da, așa. Marioneta e complicată, dar sunt atât de sensibili și atât de talentați, suntem super încântați, nici n-am cuvinte. La atelierul de sculptură am rămas impresionați de creativitatea elevilor mai mari care au încercat să transmită un mesaj cât se poate de coerent într-o societate hrănită cu imagini. Ce reprezintă piesa pe care ai realizat-o? Comunicarea între părțile componente ale corpului, între creier și restul organelor, sinapsele care se răspândesc, care de la creier pornesc și duc informația în tot corpul. Am sperat să se înțeleagă și o anumită comuniune cumva cu tehnologia, în același timp și cu metodele contemporane, cum ar fi scrisorile, care încep să se piardă și am vrut să le readuc cumva în lume. Să încerc să conving oamenii să le refolosească. Aici am încercat să reprezint un prezentator TV care manipulează oamenii. Deci industria care manipulează. Asta a fost proiectul ei și asta a fost proiectul meu și le-am unit pentru că televizorul câte ori manipulează oamenii și fata asta e Barbie, oarecum, fata perfectă care și ea manipulează oamenii într-un fel. Deci e un cerc vicios aici. Am trecut mai apoi la atelierele de pictură, unde am văzut creațiile celor mici, ca mai apoi să poposim la atelierul de actorie, aflat sub coordonarea Oanei Leahu, decanul Facultății de Teatru de la Universitatea de Arte din Târgu Mureș. Din
tineri și talentați elevii atelierului de actorie au fost naturali și au avut manifestări spontane într-un cadru liber sub privirile și încurajarea Oanei Leahu, care i-a provocat și încurajat pe tot parcursul actului. Sunt tânăr, doamnă, în fine, mă știe pe de rost. Și eu, sclav, în care picioarele prin sânge. Cum aș putea întoarce copilul care am fost? În care ne-am florește și doar uitarea plânge. Oana Leahu a vorbit deschis despre mesajul pe care a încercat să-l transmită împreună cu grupul ei anul acesta. Tema atelierului nostru din acest an a fost actoria ca act de autocunoaștere. Și pentru mine Alba Iulia înseamnă în fiecare an tineri minunați care au foarte mare deschidere spre comunicare și care au o mare nevoie de afecțiune. Și în acest an atelierul a însemnat, hai să ne asumăm cine suntem cu adevărat. Asta e tot. Așadar, voie bună, râsete, talent și pasiune de la cei mici până la cei mari. Am văzut, ne-a plăcut și le urăm succes artiștilor în devenire. Dans și iubire. Alba Iulia ne-au asistat fascinat sâmbătă seara la spectacolul Tango Mon Amour, o poveste emoționantă dansată de doi tineri artiști sub coreografia argentinianului Octavio de la Rosa. Tango Mon Amour este un spectacol special care îmbină delicat tehnica de balet clasic cu dansul modern și senzualitatea tangoului. Un cuplu de dansatori tineri de o frumusețe angelică încântă cu fermecătoarea și senzuala lor prezență scenică, dar și cu perfecțiunea coreografiei clasice. Argentinianul Octavio de la Rosa și italianca Camila Colella sunt un cuplu și pe scenă și în viața reală, acest fapt simțindu-se în reprezentația lor artistică. Fețele dragostei, pasiunea, dorința arzătoare, speranța, suferința sau deznădejdea sunt transmise către public printr-o mare de emoție. Spectacolul din această seară, Tango Mon Amour? Eu am o altă experiență de la mine, de la Teatrul de Odeon, un Tango Mas, și atunci am putut face o comparație. Două spectacole diferite, dar m-am bucurat. Pe mine muzica, tango în general, mă bucură foarte mult. Și mă bucur că vin astfel de spectacole la un astfel de festival. E foarte bine că e un festival foarte divers. Și ai atât pentru copii cât și pentru adulți, iar pentru adulți ai varietate. Îmi transmit o stare de bine și mă bucur că, uite, chiar acum vorbeam cu doamna Dorina Lazar și cu doamna Rodica Mandache că, uite, în astfel de festival mai apucăm și noi să vedem alte spectacole. Că de obicei în București nu apuci să vezi spectacole, pentru că ești tot timpul ocupat sau ai repetițiile tale. Dar uite, acum apucăm și ne bucurăm că suntem la Alba Iulia, un oraș foarte frumos. Compania de dans Octavio de la Rosa este originară din Lausanne, Elveția, și s-a aflat la Alba Iulia la invitația organizatorilor Festivalului de Teatru Povești. Festivalul Internațional Povești ne-a dus-o din nou pe scenă pe Maya Morgenstern. Piesa de teatru Miss Daisy și șoferul ei au umplut vinerea trecută sala Casei de Cultura Sindicatelor. Timp de două ore, piesa de teatru Miss Daisy și șoferul ei a transmis o mulțime de trăiri celor prezenți. La Casa de Cultură a Sindicatelor s-au adunat peste 500 de oameni care au intrat fără să-și dea seama în jocul actorilor. Impresionant! Trei oameni aparent simpli au făcut senzație în fața albaiulienilor. Este vorba despre Maya Morgenstern, Mircea Rusu și Mircea Drâmbăreanu. Vorbesc despre aia că eu nu știu să citesc. Vreau să termin cu tâmpenia așa. Toată lumea știe să citească. Eu nu știu. Poftim? Ce-ai spus? Nu. Da? Nu știu.
face, domnule Coc, că toată ziua, bună ziua, eu te găsesc cu ochii în ziar. Eu îl prinzesc numai. Ideea poveștii a fost construită în jurul relației dintre Miss Daisy și șoferul ei Oche. Spectatorii s-au putut bucura de o interpretare excepțională în care au fost presărate în continuu momente de bucurie, dar și de tristețe, precum și multe ipostaze comice. Cum vă simțiți în Alba Iulia? A fost unul dintre cele mai emoționante momente din cariera mea de până acum, pentru că din Alba Iulia a fost tatăl meu și a fost bunicii mei. Și a fost un moment unic. Minunat. E a treia, patra oară când vin în ultimii ani la Alba Iulia. Publicul de aici este extrem de cald, așa cum în puține locuri din țara asta am găsit. Foarte dornic de teatru. După cum vedeți, vin și revin și revin cu toată dragostea și cu toată plăcerea și cu toată emoția. Ce să vă răspund când e o sală întreagă care te așteaptă și simți cum reacționează și vezi cum îți răspunde și pulsează și râde și plânge odată cu tine? Cum poți să nu te bucuri și să aștepți însetat să vii aici, să-ți promiți de fiecare dată că vei reveni? Povestea pe care aceștia au conturat-o a fost de un real succes. Publicul a fost numai ochi și urechi la spectacol. Au trăit fiecare scenă alături de Miss Daisy, Oche și Bolly, iar la final și-a arătat mulțumirea, cum altfel decât printr-o mare de aplauze. Cum vi s-a părut piesa de teatru? Superbă! Foarte frumoasă! Foarte bună! Nici nu mă așteptam la altceva. Frumoasă! Mi-a plăcut! A ieșit așa cum v-ați așteptat? Păi nu știam cum o să iasă, pentru că nu am mai văzut-o înainte. A ieșit bine, da, mi-a plăcut mult. Grozavă. V-a plăcut? Bineînțeles, n-are cum să nu-ți placă așa ceva. Cu ce mesaj ați rămas în urma piesei de teatru? Oarecum răscolit, am văzut că unii râdeau, i-am și râs, dar am și plâns. Foarte mult, o apreciem ca actriță. Grozav. Piesa a fost excepțională și sunt încă atinsă de tema acestei piese. Nu aș putea să vă spun mai multe decât că a fost excepțională. Ce ți-a plăcut mai mult? Cum a jucat. Cine? Miss Daisy. Bună seara, sunt Maia Morgenstern. Urmăriți Alba TV. Hansel și Gretel au dobărut-o pe vrăjitoarea cearea. Celebrul bazm al fraților Grimm a fost pus în scenă de actorii teatrului Gong din Sibiu și jucat pentru micuții spectatori din Alba Iulia. Piesa Hansel și Gretel s-a jucat cu sala arhiplină de copii și părinți. Actorii teatrului Gong Sibiu au respectat linia clasică a poveștii, iar personajele, marionetele și coloana sonoră i-au captivat pe micuții spectatori, care s-au bucurat și s-au întristat în rând cu personajele preferate. Piesa aduce povestea unui băiețel pe nume Hansel și a surorii sale, Gretel, care au fost părăsiți de părinți în pădure, deoarece aceștia erau prea săraci ca să le ofere un viitor strălucit. Care se vor întoarce după noi? Poate s-au răzgândit ea seara până astăzi. Poate tot ce am auzit a fost doar o glumă. Nu cred. Erau foarte supărați. Eu iau că mama plângea, nu i-a intrat nicio musculiță. Nu-ți fă griji, surioară, vom găsi drumul către casă, pentru că am presărat și fierbinturi de cărniță și pietricele. Găsindu-se singuri în pădurea plină de primejdii, Hansel și Gretel ajung la o casă de turtă dulce, unde cred că au dat peste zâna cea bună care le va aduce salvarea. În schimb, au fost prinși de vrăjitoarea cearea, care avea de gând să-i mănânce. Vrăjitoarea să sunt eu! O voi face slujnica mea! Și acum să le intrăm în ritm! Oh,
reușit să o păcălească, însă pe vrăjitoare să intre ea în cuptorul încins. Astfel copiii s-au salvat și s-au întors nevătămați la părinți, aducând cu ei și comoarea vrăjitoarei. Micuții prezenți la spectacol au recunoscut că știu povestea și că nu le-a fost frică de baba Cloanța. Ție ți-a plăcut povestea? Da. Ce poveste ai văzut? Cu Enza și Gretel. Bravo! Ce ți-a plăcut cel mai mult? De Hansel. Pe vrăjitoare ți-a fost frică? Nu. De ce nu? Nu era rea? Da, nu mi-a fost frică deloc. Ție ți-a plăcut povestea? Da. De cine ți-a plăcut cel mai mult? De Gretel. De Gretel ție ți-a plăcut, de fetiță cel mai mult, da? Și de vrăjitoare ți-a plăcut? Da. Ție nu ți-e frică singur în pădure, așa cum au fost ei? Nu. De ce? Pentru că eu locuiesc aproape de pădure. Ia spune-ne, ce ți-a plăcut cel mai mult? Când au băgat-o pe vrăjitoare în cuptoare. Păi de ce ți-a plăcut tocmai asta? Pentru că a murit vrăjitoarea cerea. Ți-a fost frică de ea? Nu. E și tu așa vitează ca și Hansel și Gretel? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult? De Hansel. De Hansel și de vrăjitoarea țărea ți-a plăcut? Nu. De ce ți-a fost frică de ea? Nu. Ce vrei să te faci când ești mare? Jurnalist. Mie mi-a plăcut de Hansel. De Hansel ți-a plăcut? De ce? Că e așa micuță ca tine? Da? Și de vrăjitoare? Când au băgat-o în cuptor mi-a plăcut. Tu știai povestea, ți-a spus mami povestea? Da, noaptea. Piesa regizată de Oana Leahu poartă un mesaj aparte. Tot ceea ce dumneavoastră ați văzut în spectacol este creat împreună cu actorii Teatrului Gong din Sibiu. Ca în multe teatre de animație din România, la această oră nu sunt suficienți sculptori de păpuși, atelierele au problemele pe care le au și atunci actorii s-au implicat foarte mult ca și constructori de păpuși, constructori pentru elementele de decor, pentru recuzită. Am încercat în această poveste să le explic copiilor că uneori părinții greșesc, dar greșesc pentru că au o motivație care întotdeauna își dorește să fie spre binele copilului, chiar dacă soluțiile nu sunt întotdeauna cele mai bune. Acum știu, eu, tu și copiii, nu împreună eram fericirea. Enza, Greta, Filașul. Mama! Tata! Tata! Enza! Și dacă l-au auzit pașii către casă. Pleacă mâine o să-mi treacă, dar și alte piese mega cunoscute au răsunat sâmbătă seara în Alba Iulia la concertul trupei Vank. Atmosfera pe ritmul rock s-a încins din primul minut al concertului. Vank a concertat sâmbătă seara în fața a zeci de albaiulieni care nu au ratat ocazia de a sălta pe ritmul rock. Băieții au provocat o mare de aplauze cu hituri precum O mie, Noi o scoatem la capăt, Prăjitura cu jeleu sau Regele șoselelor, dar și cu Pleacă, piesa care ține topul playlisturilor în majoritatea radiourilor din țară. Am fost în jurul Albei Iulia, în jurul orașului Alba Iulia de foarte multe ori și anul ăsta și acum un an și acum 2 ani. Nu s-a nimerit să venim și în Alba Iulia direct, dar cu atât mai bine că am venit acum în, poate în cel mai frumos loc de aici. Ce impresiv a lăsat spectacolul din această seară și publicul? Păi, de la început știam că o să fie foarte bine, pentru că din moment ce cânti într-un context ca acesta, știi că ai parte de oameni de calitate și oameni care apreciază, în primul rând, efortul de pe scenă și actul în sine. Orice ai cânta acolo, cred că ar fi apreciat de cei care au fost în seara asta aici. Cu atât mai mult că știau și cântecele noastre și că le plăcea și de noi, ca dovadă și bisul de acum.
Duminică, în jurul amiezii, la Art Cafe Downtown a avut loc în premieră piesa Mr. Nobody, scrisă de Eva Crișoan, actriță la Teatrul Național din Cluj. Aceasta este nominalizată pentru premiile unite la secțiunea Dramaturgie, drept cea mai bună piesă românească a anului 2012. Printre invitații de seamă s-au aflat Oana Leahu, decanul Facultății de Teatru a Universității de Arte din Târgul Mureș, actorul Pavel Bartoș, precum și cei care au interpretat piesa, actorii Anca Login, Rareș Budilianu și Iulian Săsăran. Piesa se înscrie în genul suprarealist, este compusă din 15 tablouri și zugrăvește dialogul la limita dintre luciditate și nebunie dintre doi condamnați care își așteaptă moartea din clipă în clipă. Tema piesei este drama neliniștii interioare a fiecăruia dintre noi, a tulburării lăuntrice care ne împiedică să găsim calea de scăpare care se află chiar în fața noastră. Weekendul care tocmai s-a încheiat a fost plin de evenimente și la propriu și la figurat. Duminică seara, în piața cetății, cu ocazia deschiderii noului an școlar, Palatul Copiilor a organizat un spectacol cu momente artistice variate, ai căror protagoniști au fost chiar elevii care urmează cursurile acestei instituții. În deschiderea Junii Blajului de la Palatul Copiilor, filiala Blaj au interpretat piese din repertoriul muzicii populare, după care trupa Aripa Cuzel a jucat sceneta Scufița Roșie. Pâine, nuci și prăjituri, la bunica să le duci, dar să nu cumva s-a pus prin pădure draga mea că lupul de te-o vedea. Cât îl știi că e de rău, va fi vai de capul tău. Bine, mamă, te ascult. Știi cât te iubesc de mult. Profesora de cultură franceză, Stânia Irena, a adresat un mesaj copiilor care vor lua parte și în acest an la cursurile gratuite de la Palatul Copiilor. Le recomand să beneficieze de absolut tot ce găsesc ca și gratuitate în sistemul de învățământ, să încerce să învețe cât mai multe limbi străine, printre care și franceza, nu doar franceza, este foarte important, germană, engleză, spaniolă, italiană, chineză, absolut orice limbă străină, să beneficieze de timpul care l-au acum, când sunt elevi, și să acorde timp învățatului. Pe scenă și-au făcut intrarea elevii școlii de folk alături de profesorul Avram Daniel, coordonatorul grupei care a interpretat o primă piesă. Recitalul a inclus și interpretarea cunoscutei melodii Andri Popa, cel vestit al trupei Phoenix. Un bun deschidere poale ta, dă-ne o coajă și nu le goli, în schimb îți vom alunga tristețea cu vesele cântece și ghinușii. Dumitru Mălin, directorul Palatului Copiilor, a ținut și el să adreseze un mesaj pentru toți copiii pe care îi așteaptă la cursuri. Programul din seara asta, spectacolul, mai bine zis, voia să fie de început de an școlar. Noi începem la 1 octombrie cursurile efective, că în rest umblăm prin școli din 17 de când a început școala și dăm flutura și facem tot felul de lucruri ca să știe copiii că există cercuri la Palatul Copiilor, ce fel de cercuri să vină să înscrie. Vin aici fără note, fără tracul catalogului, fără nimic care să-i, numai să-și manifeste pasiunea, să-și dezvolte talentele, îi așteptăm și asta vom face tot an. Cei care s-au adunat în piața cetății să ia parte la spectacol s-au arătat încântați de momentele artistice pregătite de organizatori. E distractiv, amuzant și are oameni care se descurcă foarte bine în ceea ce fac și e foarte ok și aveam nevoie de așa ceva. Fain, educativ. Pentru copii e ceva frumos totuși. E frumos, e distractiv, e minunat. Așadar, din această toamnă, porțile Palatului Copiilor sunt deschise și vă așteaptă la cursuri gratuite de limbi străine, creație literară, teatru, muzică instrumentală, chitară, dansuri populare și moderne, precum și karting, informatică și electronică. Mișcarea înseamnă sănătate, iar sportul e izvorul tinereții. Sub acest motto s-a desfășurat și în Alba Iulia evenimentul european Move Week. Cu această ocazie, zeci de copii au luat parte la competiții sportive desfășurate sâmbătă la baza Constructorul din Păclișa.
Evenimentul Move Week Romania a fost organizat la Alba Iulia de Asociația Județeană Sportul pentru Toți cu scopul de a crește gradul de conștientizare a copiilor și tinerilor în ceea ce privește aportul activităților sportive asupra sănătății fizice și mentale. Zeci de copii s-au înscris în competiții de tenis de câmp, badminton, tir sportiv, sărituri cu mingea și darts și au demonstrat că mișcarea este benefică și că sportul este pentru toți, indiferent de vârstă. Astăzi este Ziua Națională Sportul pentru Toți. O zi care să dea exemplu de sportivitate și fair play. Voi ați făcut-o cu desăvârșire și mulțumesc și părinților care v-au adus și v-au însoțit. Și pentru că ați depus așa un efort frumos în ultima zi frumoasă sau penultima zi frumoasă de toamnă, noi dorim să vă premiem cu niște diplome frumoase, tricouri, brățari la nivel european, că totuși suntem în Europa, este săptămâna Move Week Europe, pentru noi Move Week România, Alba Iulia, să fim mai expliciți, și cu drag vrem să vă dăm câteva lucruri frumoase. Participanții au primit tricouri, diplome și dulciuri. Micuții sportivi s-au bucurat în primul rând de competiție și mișcare, demonstrând că nu premiile sunt cele mai importante. Kindriș Iulia! 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 Scumpă de ea! La ce ai participat astăzi tu? La tenis, la sărituri cu mingi. Și cum a fost? Ia spune-mi, ți-a plăcut? Ce ți-a plăcut cel mai mult? Tenisul. Și ce ai primit acolo la tenis? Ai primit diplomă? Da. La tenis, la sărituri și la zar. Îți place să joci tenis cel mai mult? Da. De ce? E frumos. Da. Și astăzi ce ai câștigat? O diplomă și un tricou și o brățară. Bravo. Tu ce-i darțul? Să arunci cu arcuri. Cu arcul arunci la țintă? Da. Da, și cum e? Ai reușit să nimerești ținta? Da. De ce îți place darțul? Cam la locul 1. Am mâncat cu tăgețile alea. Și cum se numesc tăgețile, darți? Da. Da. Și ce premiu ai câștigat? Trei. Trei, bravo! Ia spune-mi, de ce îți place să arunci cu săgețile? E frumos? Da. Da? Da, măcar că nimeni nu mă dau. Da, nimeni. Trebuie să știm ce mâncăm și de la cine cumpărăm. La această concluzie au ajuns într-un final și autoritățile. În acest sens, oficialii de la Ministerul Agriculturii vor să lanseze carnetele de producător. Spre deosebire de certificate, carnetele de producător au menirea de a spune totul despre agricultorii de la tarabă și să nu mai lase loc intermediarilor. Așa numiții regi ai piețelor nu sunt adevărații producători, ci intermediari. Cumpără marfa pe un preț de nimic de la agricultori și o vând în piețe la prețuri mult mai mari. E un haos pe care îl recunosc și oficialii de la agricultură. Ca să-i detroneze pe regii piețelor, reprezentanții Ministerului Agriculturii și ai producătorilor vor carnete pentru legumicultură. Cu alte cuvinte, un document din care să reiasă clar că, după cercetări amănunțite, au dobândit calitatea de producător. În plus, înainte ca fermierul să meargă cu marfa la piață, toate legumele sunt verificate și abia după aceea primesc aviz de comercializare. Reprezentanții Ministerului Agriculturii promit că măsura ar putea intra în vigoare începând de anul viitor. TV te trimite în Munții Apuseni în acest weekend la pensiunea Filonul de Aur din Abrud. Urmărește emisiunea Prime Time, ascultă întrebarea concursului și sună la numărul de telefon 0371 020 000 sau intră pe www.știrilealbatv.ro pentru a câștiga o mini-vacanță de două persoane în Munții Apuseni la pensiunea Filonul de Aur din Abrud.
Așadar, avem concurs activ. Alba TV te trimite în Abuseni săptămâna aceasta la pensiunea Filonul de Aur din Abrud. Dacă ne răspundeți corect la întrebarea zilei de astăzi, până joi în fiecare zi o să fie o altă întrebare, sunând la numărul de telefon 0371020000 sau intrând pe site-ul nostru www.știrilealbatv.ro la secțiunea Contact Concurs. Acolo puteți să ne răspundeți corect la întrebarea pe care tocmai acum o să o spun, unde se află pensiunea Filonul de Aur. Dacă ne răspundeți corect, joi în emisiunea Prime Time puteți fi câștigătorul unei mini-vacanțe la pensiunea Filonul de Aur din Abrud. Mult succes vă doresc, iar emisiunea Prime Time se încheie aici. Eu sunt Andreea Bogdan, vă mulțumesc mult pentru atenție și nu uitați, dacă sunteți martori unui eveniment care ar putea deveni știre, transmiteți-ne informațiile dumneavoastră la adresa de e-mail contact@știrilealbatv.ro sau la numărul de telefon 0371 020 000. Vine Tudor Stan în câteva momente cu știrile din sport. Rămâneți cu noi! Bine v-am găsit la știrile din sport! Vineri, la baza sportivă din Drâmbare, Europa Alba Iulia a întâlnit liderul Serie A 5-a din Liga 3-a, FC Hunedoara. A fost ultimul meci al europenilor pe acest stadion, urmând ca la următoarea partidă de pe teren propriu să-și găzduiască adversarii la Zladna. Hunedoara a arătat de ce ocupă primul loc în clasament și a învins formația de pe ultimul loc cu scor de 3-1. Elevii lui Dan Mănăile au intrat destul de bine în meci, însă au ratat o ocazie mare în primele minute ale jocului. Ocaziile s-au răzbunat și hunedorenii au profitat de gafele portarului Vlad Răducanu, înscriind de două ori până la pauză. Imediat după reluarea jocului, descendenții formației Corvinul Hunedoara au punctat încă o dată în urma unui corner. La toate golurile hunedorenilor, portarul Europei a avut partea lui de vină, însă nu a fost ajutat nici de apărătorii europeni. Singurul gol al formației de pe malul Mureșului a fost marcat de Apetri în minutul 83. La finalul partidei, antrenorii celor două formații s-au declarat mulțumiți de joc. Am câștigat un joc, mă bucur că băieții au înțeles că sunt 3 puncte în joc și erau importante. Îi felicit pe băieți că au crezut, au jucat așa cum știu ei. Terenul a fost așa și așa, dar una peste alta suntem mulțumiți pentru că am câștigat. În primul rând felicit echipa Corvinu pentru rezultat. Îmi felicit băieții pentru ocaziile care și-au creat prima repriză, pentru determinarea care au avut-o. Îi felicit. Vedeți, fotbalul întotdeauna s-a jucat doar și doar pe goluri. A fost un meci disputat, spun, în care s-au creat ocazii de ambele părți, pentru că publicul a fost mulțumit. Din păcate, suferim un pic la moral, suferim un pic la calitatea execuțiilor, pot spune, și să nu fiu acum, să nu mă înțelegeți că sunt un pic subiectiv, dar cu puțină șansă spun că am fi putut noi să pornim cu 1-0 sau chiar 2-0, ce pătrundere frumoasă a avut Paul Munteanu. N-au fost, ați văzut, fotbalul nu te iartă, mai ales la o echipă de nivelul lor, o echipă foarte bună, ați văzut, cu jucători buni. Președintele formației Europa, Liviu Coacăz, a declarat că la echipă va fi adus un portar. Așa, după cum ați văzut și voi, dădeam 1-0 acolo, nu știu, poate alta era soarta meciului, am mai avut încă o ocazie, am luat golul ăla, 2-0, moral. Săptămâna viitoare va veni un portar la echipă. Europa Alba Iulia se află pe ultimul loc al clasamentului cu doar 2 puncte acumulate după 6 etape, însă antrenorul formației din Drâmban speră să reușească să mențină echipa în eșalonul terț al României. Atletele Clubului Universitate Alba Iulia au participat la sfârșitul săptămânii la maratonul internațional și național care s-a desfășurat la București. Echipa antrenată de Gabriel Avram a reușit o clasare senzațională pe a doua treaptă a podiumului. Sportivele albaiulence au alergat foarte bine, de remarcat fiind prestația Anei Rodian, care a pus mâna pe medalia de bronz la individual. Atletele Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia și-au încheiat sezonul la maratonul național ce a avut loc la București. Ana Rodean s-a clasat pe poziția a treia, Andraologu fiind a doua în rândul junioarelor și ultima atletă care a pus umărul la medalia de argint a echipei. Alina Buholțan nu a reușit să facă o cursă bună, acuzând dureri de stomac în timpul cursei. Ana Rodean a avut o prestație excepțională de-a lungul întregului an și această medalie de bronz a fost cireașa de pe tort al sezonului care tocmai s-a încheiat pentru sportive. Contactat telefonic, antrenorul fetelor Gabriel Avram s-a declarat extrem de mulțumit de parcursul fetelor pe întreaga durată a sezonului și a probei de maraton. Pentru fete va urma o bine meritată pauză după un an competițional plin de emoții, bucurii, dar și medalii. Acestea fost știrile din sport, rămâneți în continuare alături de Alba TV.